Primarul Comunei Tudor ar spune, bine ați venit în comuna noastră. Dragi tudoreni, de asemenea, mă bucur de spus să ne întâlnim astăzi aici. Este un moment de sărbătoare. Tudora este astăzi, să spunem așa, îmbrăcată, la figurat vorbim, în straie de sărbătoare. Avem două momente importante astăzi și anume vrem să reînviem astăzi aici, Căminul Cultural Tudora, șezătorile care au fost odată la ordinea zilei în comuna noastră, iar în a doua parte a zilei, la fel să reînviem acel bal al gospodarilor care odată mai de mult era frecvent. După cum am spus la început, acum inițiativa este a Centrului de Cultură și Creație Botoșan. Noi ne-am dat acordul și cred eu că împreună vom reuși să reînviem o pagină din trecutul poporului român și, în special, al comunei noastre dragi. Și pentru că spuneam mai înainte de șezători, am să vă cer îngăduința să citez privitor la șezătoare, să-l citez pe Tiberiu Crudul, cetățean al comunei Tudora, mare profesor, scriitor, filozof și, nu în ultimul rând, folclorist. Și spunea cam așa, citez, încă o dată, repet, ne referim la șezătorile din localitatea noastră. În sat la noi, ca oriunde s-au făcut și tot se mai fac încă, pe aici, colo, clăci, de lipit case, vara, de desfăcut popușoi, toamna, de scăpânat pene și lână iarna. Șezătorile de tors și privegiurile la morți nu lipsesc niciodată. Cine a fost cândva la ele, nu le mai uită cât trăiește și cât să se ducă întotdeauna. Tinerețea, mai ales dornică de sfat și cântec, să alerge nouă votare într-o zi și vine tot țara fără greș. Și are dreptate, căci pe lângă sporul trebii ce crește văzând cu ochii și bucură inima gazdei, se mai fac și glume cu haz, de care toți se veselesc, se spun vorbe mai gros, zicale adânci, ghicitori, povești care toate la un loc alungă urâtul trebii ce nu se mai gătește. Și am încheiat citat din Tiberiu Crudul în ceea ce privește această activitate a românilor noștri de a se întâlni, a spune civilituri, povești, ghicitori și nu în ultimul rând a dansa și a se distra. Înainte de a practic șezătoarea să-și intre cumva în rol, am să rog pe doamna manager al Centrului de Cultură și Creație să vină alături de mine pentru a vă spune mesajul dumneavoastră. Poftim! Bună ziua și bine v-am găsit! Pentru că la șezătoare nu se vine cu mâna goală, să știți, domnule primar, că am adus și noi Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani un dar simbolic. Vă mulțumim și vă felicităm pentru modul în care v-ați organizat și ne-ați primit cu căldură și ospitalitate. Mă bucur să fim într-un număr atât de mare împreună și să cinstim valențele culturii tradiționale astăzi aici la Tudora. Șezătorii Leiene este un eveniment cultural de tradiție pentru Centrul Creației Botoșani, ajuns la cea de-a 32-a ediție în 2023. Mă bucur tare mult că se continuă aceste activități și cu atât mai mult atunci când ele sunt sau vin ca o inițiativă proprie din partea
localităților, pentru că am văzut că șezători și bancuri de gospodari se fac și fără, nu știu să spun așa, contribuția sau inițiativa Centrului de Creație. Asta înseamnă că misiunea noastră a fost atinsă și că aceste lucruri, petrecându-se într-un mod natural, înseamnă că noi ne-am atins obiectivele. Mulțumesc tare mult tuturor celor care sunt astăzi părtași acestei zile de poveste și de sărbătoare. În primul rând, tuturor localnicilor și tuturor oamenilor de aici din Tudora, care s-au implicat de la mic la mare, să realizeze această șezătoare frumoasă, de la cadrele didactice și elevii școlii gimnaziale Tiberiu Crudu din Tudora, până la ansamblul Stejărelu și ansamblul Tudoreanca. Îi felicit pe toți. Știu că sunt și foarte mulți tineri talentați, soliști vocali și instrumentiști care vă vor încânta astăzi. Eu vreau să le mulțumesc și celor care au venit odată cu noi, cu cei de la Centrul Creației Botoșani, și mă refer aici la scriitorii din Uniunea Scriitorilor ai filialei Botoșani. Le mulțumesc din suflet domnului Gelu Dorian, domnului Nicolae Corlat, domnului Cristina Șutelea, domnului Mihai Ababei, domnului George Luca, Mihai Babei și domnului Mircea Oprea. Sunt scriitori de renume care sunt obișnuiți cu aceste șezători și le mulțumesc că și-au rămpit din timpul dumnealor pentru a ne fi astăzi alături. De asemenea, mulțumesc soliștilor colaboratorii Centrului de Creație pe care îi veți asculta cântând și totodată astăzi vom lansa, odată cu această șezătoare de aici, de la Tudora, și proiectul 10 pentru folclor. Avem oaspeți din județul Suceava, ei sunt inițiatorii acestui proiect, care militează pentru introducerea unui opțional școlar pentru elevii din județul Botoșani. Așadar, poate există posibilitatea ca aici, la Tudora, pe viitor, să existe un opțional de folclor. Și pentru asta vreau să le mulțumesc din suflet doamnei președinte Asociației 10 pentru folclor, Mihaela Bărsan, pentru prezență, doamnei inspector școlar de arte, doamna Loredana Mihaela Ceică, pentru prezență, domnului Costinel Leonte, coregraf, care este în spate alături de dansatorii ansamblului Arcanul de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, și domnului Leonard Zlamă, pe toți acești oameni pe care îi enumerați, știți că îi veți putea asculta astăzi, vorbind, cântând sau dansând. Bineînțeles, salut cu respect oficialitățile care sunt prezente de acest eveniment și nu vă doresc decât să vă petreceți o duminică frumoasă alături de toți cei care iubesc și slujesc cultura tradițională. Mulțumesc! Domnule primar, dragi tudoreni, deja sunt un om obișnuit să spun așa al vostru, pentru că nu există, văd că lună de zi în care să nu fiu prezent la un eveniment. De această dată vă felicit, domnule primar, doamna director Justina Irinia, pentru această acțiune, zic eu, deosebită, inedită pentru tudoreni. Iată cum reușiți să, în ceea ce faceți, să aduceți trecutul în prezent. De asemenea, stimați scriitori, vă salut pe toți, vă îmbrățișez cu drag, ne-am văzut de multișor pe unul dintre dumneavoastră. Sunt convins că activitatea de astăzi va fi una deosebită și cred că rolul și momentul este al dumneavoastră, domnule primar, al dumneavoastră, domnule director, și nu în ultimul rând, sau în primul rând, al tudorenilor, alături de vlăstarele de aici, care știu că astăzi vor face un spectacol deosebit. Deci sunt condiții lucrurilor ăsta. Încă o dată felicitări, vă îmbrățișez și în continuare, așa cum ați beneficiat și până acum, o să beneficiați de sprijinul meu în măsura în care, bineînțeles, este posibil. Mult succes! Am urmat asistență, domnul director. Da, am discutat de ceva timp despre acel opțional care cred că vom implementa și noi la nivelul județului Botoșani, începând în anul școlar 2023-2024. Sperăm să prindă la fel de bine ca în județul Suceava și să avem doritori să acceseze acest opțional. Mă bucur că astăzi, în comuna dumneavoastră, reînviați această tradiție. Într-adevăr, Tudora are o tradiție veche în ceea ce privește șezătorile și aceste baluri. Vă felicit, domnule primar, pentru implicare. Sunt lângă dumneavoastră oricând. Mulțumesc și colegilor profesori și doamna director pentru tot ce au făcut și au fost alături pentru a aduce astăzi
sărbătoarea în localitatea dumneavoastră. Vă felicit și vă doresc succes! Tudora, săraca, a fost scoasă împreună cu omul de încredere al doamnei și trimisă pentru a fi omorâtă de acel căpitan de oaste care se zice că era muntean și îl chema Radu și care, până la ziua, trebuia să se întoarcă la curte fără Tudora. Dar omul e tot om, cu suflet și e drag ce frumos, măcar că era ostaș. Frumusețea, bunătatea Tudorei și blândețea ei au cucerit inima ostașului și hotărăsc amândoi să fugă către Tătăruș. Ajung la Siret, pe care trec prin vadul Ecoreșor de padeasă la alta Siretului, urcă prin luncă spre Codrimani și dau de poiană frumoasă între două bureie cu capre sălbatice și găinușe, unde găsești câteva case cu oameni buni și muncitori. Valea și cornățele, cu care se înțeleg foarte bine și cum ar fi făcut, nu știu, dar știu că și-a făcut o curtițică pe teritoriul actualului Batonan. Ia ca așa Tudor a scăpat de moarte, dar nici Radu nu s-a mai întors la curtea domnului Ștefan. Se zice că domnul a dat peste ei și le-a dat în stăpânire tot ținutul, până la Dolhasca, până aproape de Hârlău. Astfel, Radu a fost chemat la oaste și a murit în război la Vasul. Dar ce se face? Și că Tudora era tare frumoasă și domnul Ștefan tare numărește. Dumnezeu să ierte!